Vă invit să ne ridicăm în picioare și vom da citire din 1 Petru, din capitolul 1, începând de la versetul 13 până la versetul 19. Și după care din Evrei, capitolul 12, cu versetul 4. Și cuvântul lui Dumnezeu spune: de aceea încingeți-vă coapțele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, portați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de deșert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, și cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Amin. Vă rog frumos să vă rog. Mai întâi de toate, aș dori un lucru: ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Și vreau mai întâi de toate, ca o introducere, să vedem care este scopul lui Dumnezeu cu privire la oameni. Pentru ce este preocupat Dumnezeu pentru oameni? Sau haideți să ne punem întrebarea aceasta: care este scopul nostru? De ce ne-a făcut, de ce a făcut Dumnezeu pe om? Și aș vrea mai întâi de toate răspunsul găsim în Geneza, în capitolul 1, cu versetul 26. Și auziți ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu: apoi Dumnezeu a zis: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Ce să facă omul după aia? El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate teritoarele care se mișcă pe pământ. Deci, de ce este preocupat Dumnezeu? Și să ne punem de ce este, care este scopul omului, de ce l-a făcut Dumnezeu? Ca să putem să înțelegem mai bine, ca să plecăm, adică cuvântul așa după cum ne spune: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Haideți să mergem în, mai bine zis, în Romani, în capitolul 8, versetul 28 și 29. Și uitați ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu: de altă parte știm că toate lucrurile lucrează înspre una
spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Și 29. Și 29. 8 cu 29. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea cui? Chipului Fiului Său. Pentru ca El să fie cel dintâi născut dintre mai mulți frați. De ce este ocupat Dumnezeu de omenire? Ca noi să fim după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și acum aș vrea să vedem unde eram noi. Să vedem acum de unde ne-a chemat Dumnezeu pe noi și poziția în care noi eram odată și ce roade aduceam în perioada aceea. Și vom merge și uita cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. În 15. Și după cum cel ce ne-a chemat este sfânt. Deci unde eram noi, fraților? Că noi eram într-o poziție, noi eram într-un loc. Că spune, și după cum cel ce ne-a chemat este sfânt. Noi eram situați într-o poziție. Și haideți să vedem unde eram noi atunci și ce roade aduceam noi în perioada aceea. Pavel ne dă foarte bine descrierea. Și spune în Efeseni, în capitolul 2, versetul 1, 2 și 3. Și uitați ceea ce spune. Voi, noi adică, erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiau din oară, după mersul lumei acesteia, după Domnul puterii văzducului, a Duhului care lucrează acum în fii neascultări. Și trei. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei. Unde eram noi, fraților? Unde eram noi și unde ne situam noi? Și uitați cum spune, trăiam în poftele firii pământești, făceam voile firii pământești și eram din fire copii ai cui? Ai mâniei. Deci noi eram acolo. Și după cum cel ce ne-a chemat este sfânt. Romani, capitolul 6, cu versetul 20. Uitați ce fel de roade făceam noi. Căci atunci când erați robi ai păcatului, erați slobozi față de neprihănire. Și 21. Și ce roade aduceați atunci? Ce roade aduceam? Roade de care acum vă este rușine. Pentru că sfârșitul acestor lucruri este... Ce era roadele atunci în perioada aia? Era moartea. Tot în Romani, capitolul 7, cu versetul 5. Uitați ceea ce ne spune. Căci când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor, atâțate de lege, lucrau în mădularele noastre și ne făceau să aducem roade de ce? De moarte. După cum cel ce ne-a chemat, de unde ne-a chemat, fraților? Din poziția asta. De acolo ne-a chemat. Este sfânt. Să fim și noi sfinți în toată purtarea noastră. Amin. Ai milă, Doamne, și îndură-te de noi. Amin. Iar ce fel de roade trebuie să aducem acum? În Romani 6 cu 23, uitați ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică. De cu 22. Cu 22. Dar acum, odată ce ați fost izbăvit de păcat,
v-ați făcut robi ai cui? Ai lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele Lui. Amin. Aveți carocea. Ca ce trebuie să avem noi rod? Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. După cum Cel ce ne-a chemat, vedeți unde ne-a chemat? Și în ce poziție? Acum haideți să ne vedem poziția noastră. Haideți acum să vedeți ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Unde ne-a pus. Și să vedem acum că în Efeseni, în capitolul 2, versetul. Hai să vă spun acum. Efeseni, capitolul 2. cu 12. Haideți să vedeți Efeseni capitolul 12. Uitați cum Pavel aduce două lucruri dintr-o dată. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele păgăduite, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Și 13. Dar acum în Hristos, voi, care odinioară erați depărtați, a fost apropiați prin ce? Prin sângele Lui, slăvit să fie ori Lui. Și să vedem acum versetul tot din Efeseni, capitolul 2, 19, 20, 21 și 22. O să avem de citit mai mult, să știți. Spune așa. Așadar, noi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, și sunteți împreună ceea cetățeni cu sfinții, oameni de unde? Din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului, fiind Domnul, fiind Iisus Hristos, în El toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul, slăvit să fie numele Lui. Amin. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul, slăvit să fie numele Lui. Amin. Noi prin El, fraților, a căpătat această sfințenie. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Domnul Iisus Hristos, El se roagă pentru noi, să știți. Și se roagă pentru ucenici. Cum se roagă? În Ioan. Haideți să vedeți cum se roagă pentru ucenici. În Ioan capitolul 17, cu versetul 17. Uitați și acum cum se roagă. Sfințește prin ceea, prin adevărul cuvântului tău. Este adevărul. Auziți prin ce este omul sfințit? Prin ce? Cuvântul. Care cuvântul ce este? Adevăr. Și adevărul ce ne face? Frumos. Slăviți să fie numele Lui. Pune, David, că strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Eclesiastul spune, păzește-ți picior, 5 cu 1 și 2. Păzește-ți picior când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să ascult decât să aduci jertfa nebunilor, că cei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima. Care mai e vorba? În calendarul de astăzi era pus în ziua de astăzi din Efeseni capitolul 1 cu versetul 18. O să vedem. Dar mai întâi stai să citim mai departe cuvântul. De iar înapoi. Inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. De aceea să nu spui vorbe multe. Haideți să vedem acum inima. Efeseni 1 cu 18. De care inimă se vorbește aici? Și să vă lumineze ochii inimii. E vorba despre omul
care este în noi, fraților, e vorba despre partea spirituală. Și Dumnezeu să ne ajute să ne desfacă așa cum am spus în 13, coapțele minții să înțelegem lucrul ăsta. Ca să pricepem care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui, slăvit să fie numele Lui. Omul care este în noi. De aceea noi trebuie să avem o disciplină asupra sufletului și asupra Duhului. Ca omul din noi ce să facă? Să crească. Și disciplina aceasta, știți care este? Este sfințirea. Sfințirea este. Căci împărăția lui Dumnezeu, cum ne spune cuvântul, nu este mâncare și băutură. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că este bucurie, pace și neprihănire, slăvit să fie numele Lui. Doamne, îndură-te de noi! Ai milă să înțelegem, Doamne, că omul dinăuntru, cum trebuie el să trăiască? Și de cine trebuie să fie călăuzit omul? De care Duh suntem noi călăuziți? Dacă noi nu ne sfințim, fraților, că spune cuvântul lui Dumnezeu, urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Nimeni să știți că nu va vedea pe Dumnezeu. Dacă noi nu urmărim lucrurile acestea. Și acum vreau să vă aduc la cunoștință cum Dumnezeu ne avertizează. Și tu, Petru, ne spune. Și o să dau citire normal pe monitoriu. Haideți să mergem, știți unde? Haideți să mergem în 2 Petru, în capitolul 2. Haideți să citim de la 9 până la 14. Spune cuvântul lui Dumnezeu, că de-aia vreau ca să înțelegem, fraților. Și avem de citit mai mult. Niciodată nu să viu în față cu atâta citit, să știți. Dar acum, ca să puteți să mă înțelegeți, de-aia vreau să dau citire mai mult la versete. Spune că Domnul nu întârzie la împlinirea păgăduinții Lui cum credul, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trozne, trupurile cerești vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Uitați-vă, printr-o purtare, de care purtare să fie? Sfântă, fraților. Și evlavioasă. Și uitați ce spun. Așteptând și grăbind venirea Lui, zilei Lui, Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea, slăvit să-i fie numele Lui. Mai departe, de aceea, uitați-vă cum spune versetul 14, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină, urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Ai milă, Doamne. Și du-te de la ori. Haideți acum să vedem care este codul sfințirii. Mai întâi vreau să vă aduc la cunoștință că Dumnezeu vorbește și în vechiul și în noul. Că El este Sfânt. Haideți să mergem în Levitic, în capitolul 11, cu versetul 44 și uitați ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu.
Căci eu sunt Domnul Dumnezeu vostru. Voi să vă sfințiți și fiți sfinți. Căci eu sunt sfânt. Să nu vă faceți necurați prin toate aceste târătoare care are să se târască pe pământ. Isaia, în capitolul 35, Isaia, capitolul 35, cu versetul 8. Uitați și ce părere are Isaia și cum spune. Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi Calea Cea Sfântă. Niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți. Cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte, auziți? Nu trebuie să ai facultate. Nu trebuie să faci teologia, să fii președinte, să fii pastor, să fii și așa mai departe. Și uitați ceea ce spune. În Împărăția lui Dumnezeu trebuie să fii sfânt. Sfințenia, frații, nu dorește altceva. Sfințenia o dorește. Și de aceea omul dinăuntru trebuie să fie sfânt. Sfințenia aceasta ne va duce în Împărăția lui Dumnezeu. Ai milă, Doamne, și îndură-te de noi. Uitați ceea ce mai ne spune. Haideți să mergem în Apocalipsa 21 cu 27. Nimic întinat nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună și numai cei scriși în cartea vieții mielului. Nimic, să știți. Nimic nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu. Nimic. Ai milă, Doamne, și îndură-te de noi. Că spune cuvântul lui Dumnezeu că va fi o judecată. Va veni o judecată, fraților. Va veni vremea ca noi să fim trași la răspundere. Și Dumnezeu ne dă această oportunitate ca noi, astăzi, să nu se împietrească păcatul în inimile noastre și să ne sfințim, pentru că El este sfânt, slăvit să fie numele Lui. Și uitați ceea ce ne spune în Evrei, capitolul 9, cu versetul 27. Haideți să vedeți. Că va fi o judecată, zice, și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea ce vine? Judecata. De aceea noi trebuie să ne dăm toată silința, ca purtarea noastră să fie sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea lui Dumnezeu. Ai milă, Doamne, și îndură-te de noi! Auziți ceea ce mai ne spune în... Haideți să mergem în Faptele Apostolilor, în capitolul 17, versetul 30 și 31. De ce vreau să aduc la cunoștință? Pentru că va fi o judecată. Pentru că noi toți vom fi înaintea lui Dumnezeu. Și judecata asta noi trebuie să avem, să fim sfinți. Și zic, Doamne, îndură-te! Și spune că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. De ce? Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netegăduită prin faptul că l-a înviat din morți, slăvit să fie numele Lui. Amin. Ai milă, Doamne, desfă-ne coapsele minții și ajută-ne să ne punem toată nădejdea ca omul dinăuntru să crească prin cuvântul adevărului. Acum haideți să mergem în Matei, în capitolul 12.
36 și 37. Și uitați ceea ce ne spune. Că de-aia vreau ajung la judecat. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și tot din cuvintele tale vei fi osândit. Ți s-a arătat, omule, ceea ce este bine și ceea ce dorește Domnul de la tine. Să faci dreptate, să iubești mila și să nu fii smerit cu Domnul Dumnezeul tău. Cuvântul lui Dumnezeu care este adevărul. De-aia spune cuvântul să locuiască din belșug. Unde? În omul spiritual. Acea inimă care trebuie să crească. Care trebuie să ne dăm toată silința, fraților. Că când va veni el atunci, nu va găsi decât două rânduri de oameni. Nu va găsi culturile. Nu va lua. Decât numai două rânduri va sta în picioare. Două rânduri va găsi. Una care va putea să stea în picioare. Și una care nu va putea să stea în picioare. Cei care vor putea să stea în picioare este cei sfinți, care s-au purtat în sfințenia lor, și cei care nu va putea va fi pentru ziua judecății. Ai milă, Doamne. Aș dori acum să mergem în Leviticul 19 cu versetul 2. Să vedeți și acolo cum ne spune cuvântul. Leviticul 19 cu 2. Vorbește întregii adunări a copiilor lui Israel și spune-le: fiți sfinți! Căci eu sunt sfânt, eu Domnul Dumnezeul vostru! Și fiindcă suntem tot în Levitico, aș dori acum că vă citi eu, că sunt, nu voi citi toate versetele, am putea să ne luăm, știți ce? Codul Sfințenii care ne arată în Vechiul Testament. Și haideți să vă readuc aminte. Haideți să vedem. Și auziți, și eu am rămas când am văzut, fiecare din voi să cinstească pe mamă sa și pe tatăl său și să păzească sabatele mele, pentru că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Pune mai departe. Să nu furați și să nu mintiți, nici să nu vă înșelați unii pe alții. Să nu jurați strâng pe numele meu, căci ai necinstit astfel numele Dumnezeului tău, eu sunt Domnul. Să nu asuprești pe aproapele tău, să nu întorci nimic de la el prin silă. Să nu oprești până a doua zi plata celui tomnit cu ziua. Să nu vorbești de rău pe un surd și să nu pui înaintea unui orb nimic care să-l poată face să cadă, ci să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. Să nu faceți nedreptate la judecată. Să nu cauți la fața săracului și să nu părtinești pe nimeni din cei mari, ci să judești pe aproapele tău după dreptate. Să nu umbli cu bârfel în poporul tău. Să nu te ridici împotriva vieții aproapele tău. De ce? Pentru că eu sunt Domnul. Să nu urăști pe fratele tău în inima ta. Să nu strip aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui. Să nu te răzbuni și să nu ține caz pe copiii poporului tău, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. De ce? Pentru că eu sunt Domnul, slăvit să fie în numele Lui. Amin. El este Domnul. Și Doamne, ai milă! Că suntem la un an, început de an, fraților. Și de ce am citit toate lucrurile astea? Ca să le memorăm. Să le avem în conștiința noastră. Și îndură-te, Dumnezeule, de noi.
Așa, fraților, sfințenia aceasta, noi am putea să o numim că sfințenia, ea are două sensuri. Unul dintre ele, a sfințeniei, este acela care să fii pus deoparte, să nu faci ceea ce este rău, să te ferești de ceea ce este necurat și să fii pus deoparte pentru Dumnezeu. Iar al doilea sens al sfințeniei este procesul al nostru care noi trebuie să stăm în ascultare, un proces, procesul sfințeniei noastre, care noi trebuie să ne străduim, care noi trebuie să trăim prin Cuvântul lui Dumnezeu, să strângem Cuvântul și să avem această sfințenie, fraților, să radieze sfințenia noi. Ăsta e procesul sfințeniei care vrea Dumnezeu de la noi. Și ai milă, Doamne, și îndură-te de noi. Și auziți ceea ce, mai, ce le spune Cuvântul lui Dumnezeu. Auziți, în Romani, în capitolul 12 cu 2. Să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Auziți? Voia lui Dumnezeu. Haideți acum să ne întoarcem asupra unor versete din Matei și să vedeți ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, chiar Domnul Iisus. Matei, începând de la capitolul 7, de la versetul 21, 22 și 23. Uitați ceea ce spune. Nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerului, cerurilor. Și cer ce face voia Tatălui meu care este în cerul. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am spus noi draci în numele Tău și n-am făcut noi mai multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați. Nu că ați lucrat, eu îmi prezint aici. Care lucrați fără de legea, de ce? Pentru că n-ați făcut voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu, așa după cum ne știm și după cum o cunoaștem, așa după cum ne spune în 1 Tesaloniceni, în capitolul 4, versetul 3. Haideți acum acolo și să vedem. Voia lui Dumnezeu ce este, fraților? Sfințirea noastră. Și acum putem vedea lucrurile acestea care ni le spune. Și spune să vă feriți de ceea. De curbie. Mai departe. Versetul 4. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și în cinste. Nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie public leșug și cu nedreptate în treburile față de fratele său. Pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție. Și la ce ne cheamă Dumnezeu? Fii sfinți, căci eu sunt sfânt. Așa spunea Petru. Mai departe. De aceea cine ne socotește, ai milă, Doamne, și îndură-te și spune, aceste învățături ne socotește nu pe om, ci pe Dumnezeu care v-a dat și Duhul Sfânt. Oare de ce ne socotește cuvântul? Haideți
Haideți, fraților, că de-aia suntem în locul acesta. Să vedem! Și uitați ceea ce ne spune Ioan, capitolul 8, versetul 47. Cine ne socotește cuvântul lui Dumnezeu? Cine? Uitați ceea ce explicație și cât adevăr este. Când tu ne socotești cuvântul lui Dumnezeu, știi ce se întâmplă? De care duc ești călăuzit? De care duc sunt călăuzit? Și uitați ceea ce spune Ioan. Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Pentru că tu trăiești în sfințire și tu te-ai pus deoparte pentru Dumnezeu. Slăviți să fie numele Lui. Voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, ca nu să fim aceia. Voi sunteți o seminție aleasă. Ajută-ne, Doamne, să fim aceia. Voi sunteți un neam sfânt. Ajută-ne, Doamne, să fim aceia. Voi sunteți un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să vestim puterile minunate a celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată, ca să putem să ne străduim zi de zi, ca să ne sfințim. Ai milă, Doamne, și Dumnezeu. E începutul unui an. Din cauza aceasta am dat citire la mai multor versete. Să ne împrospătăm cunoștințele noastre, fraților. Să știm ceea ce este bine și ceea ce este rău. Ceea ce dorește Domnul de la noi. Să trăim în sfințenie. Și ai milă, Doamne, și îndură-te de noi. De aceea rămân și aș vrea să mai atașez câteva versete. Și anume, ceea ce este necurat, de ceea ce trebuie să ne ferim și ceea ce trebuie să ne călăuzească, să putem să creștem. Și ne găsim în Galateni, capitolul 5, începând de la versetul 19, și spune cuvântul lui Dumnezeu: și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Și uitați cum începe. Prea curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partidă, pismele, uciderile, bețiile, uibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea, vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor împărăți, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și cum trebuie noi să fim în continuare ca să putem să creștem prin omul spiritual, prin inima care este inima care noi trebuie, fraților, să mergem zi de zi. Și dăm în versetul 22 și spune despre roada Duhului. Este dragostea. Slăviți să fie numele Lui. Roada Duhului este bucuria. Roada Duhului este îndelunga răbdare. Roada Duhului este bunătatea. Roada Duhului este facerea de bine. Roada Duhului este credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este. Eu rămân la aceste cuvinte și zic să fie îndurarea lui Dumnezeu. Că fiecare, să știți, vom merge înaintea scaunului de judecată. Și noi să avem o portare sfântă, fraților, și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea lui Dumnezeu. Ajută-ne! Căci atunci, știți, ne va aștepta o cunună. Căci atunci Dumnezeu ne va premia. Căci atunci Dumnezeu nu ne va lăsa. Și auziți cu ceea ce ne va da Dumnezeu. Auziți! Spune cuvântul lui Dumnezeu. Cerul ce va binui, voi da să mănânce din pumul vieții, care este unde? În raiul lui Dumnezeu. Cerul ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de moartea a doua. Cerul ce va birui, îi voi da să mănânce din mala ascunsă și îi voi da o piatră albă și pe piatra aceea este scris un nume care nu-l va ști nimeni, și mai sunt încă altele, să știți. Și Domnul să ne binecuvinteze.